Bun găsit la buletinul știrilor de la Făgăraș, sunt Cosmin Bulzan. Fosta colonie de la Opruc este o altă zonă a Făgărașului uitată de edili, în care oamenii se simt marginalizați. Blocuri dărăpânate cu holuri fără lumină și zugrăveală desprinsă de pereți. În jur, bălările înghit imobilele și asta în contrast cu vecinătatea elegantă a Laguna Albastră. Pentru cei care locuiesc în acest colț de Făgăraș, este un chin și să ajungă în oraș, la muncă sau la școală, întrucât pe aici nu trece niciun mijloc de transport în comun. În anii 50, la marginea de est a Făgărașului se ridica o stațiune de mașini și tractoare, sau SMT, cum se numea pe vremea comuniștilor. Localizarea acesteia era pe actuala platformă Opruc, pe latura ce acum este o mare în paragină. Aici a început construcția primelor locuințe pentru muncitorii de la SMT și apoi pentru cei de la Opruc, uzina de utilaj chimic. Cartierul este unul mic, are doar 3 blocuri și o vilă. Odinioară era un colț de rai pentru locuitorii de aici. Acum totul s-a năruit, dar oamenii, locatarii care s-au perindat pe aici de-a lungul timpului, au fugit de zonă cât i-au ținut picioarele. În timp, bălările au invadat suprafața pe care sunt construite blocurile, iar zona este uitată cu totul de edili. Aici au fost locuințele la SMT-ul. SMT-ul înainte aici a fost. Aici avea batozele, mașinile de trei radă, tot aici, mă înțeleg? Și aici erau salariați, o parte din salariați, știți? Așa. Și apoi după în 57-58 a preluat Oprucul, că ei s-au mutat aici SMT-ul în capul orașului. A făcut aleea asta, din șosea până aici, a betonat-o, a făcut. Și după aceea a făcut locuințe aici, l-a preluat locuințele, nu? Și a supraetajat acolo. Deci nu era, acolo era numai un etaj. Asupra făcută. Urmă, din coace a fost, asta m-a spus, a băgat batozele aici. Și ulterior a luat Opruc-ul, garaj, a mutat mașinile, tot transportul din uzină aici, în garajele. Dintre care am lucrat și eu în 56. Aici, nu? Ce vă spun, acolo undeva, am avut noi grădini salariați de aici, scuze-mă, așa nu predau interiorul. Am avut grădini, pe urmă am avut în parte, acolo a fost grădina zoologică. Da, a fost multe animale, capre, lupi, mărul, mai multe. Și au mai făcut 3 lacuri, Oprucul le-a făcut. 1, 2, 3, care e laguna acum. Deci lacurile astea au fost făcute. Pe urmă, noi am avut un inginer și trăia Popescu, Leu îi spunea. Era un om de nota 10. Și a făcut și un pod. Îi spunea podul Traian. De treceai de aici, după, că acolo undeva am avut noi dansam, făcea balul și Chermeze. Și trecea pe dincolo. Deci tot făcut de Opruc. Jos faianță, făcut așa. Aici stadionul l-a făcut pentru tine, care era în divizie, era o echipă bună. S-a antrenat lotul de junior, aici s-a antrenat la asta. Aveau acolo, vedeți dumneavoastră? Acolo avea saună, unde făceau tineri, aranjat așa, ca pe timpul bun, ca pe timpul bun. În trecut, colonia de blocuri a devenit un mic orășel, cu un parc plin cu flori și cu o zonă de agrement. Copiii angajaților de la Opruc se jucau în voie, iar microbuzele veneau în stație și duceau elevii la școală și pe cei mici la grădiniță. Acum familiile cu copii mici se chinuie cum pot ca să ajungă în oraș. Nu se pot descurca, care mai are mașini, mai duc copiii la... Am aici o doamnă care duce copiii la grădiniță cu bicicleta și la școală. Vă dați seama, nu e așa ușor. În centrul coloniei era o vilă în care locuiau inginerii. De asemenea, aici exista o alimentară, lacuri pe care lumea se plimba cu bărcile, un parc plin de vegetație, marginalizați. Așa se simt acum făgărășenii care locuiesc în fosta colonie de la Opruc. Era frumos atunci, era numai flori, era îngrijit peste tot, era asfaltat, plopii care mai sunt și acum unii din ei. Și aia la fel erau puși de noi, de locatare de aici, împreună cu inginerul care a stat la vilă cu Popescu.
Foarte frumos a fost. Până la linie era numai o floare. Aveam aici grădini, aveam cotețe de porci, de găini, de tot ce vroiam. Aveam alimentară. În căsuța aia mai mică era alimentară. Aveam lacurile aici, păi avem poze, ne uităm și acum la ele și nu-mi vine să cred. Aveam lacurile cu bărcuțe, cu tot felul, ne plimbam pe acolo, copiii noștri erau liberi, erau frumuseți. Și acum ar putea fi, da, le-a tăiat multe facilități, așa că nu are cum să vină lumea să stea aici cu copii sau așa, care au mașini. Și stadionul Utilajul e în paragină. Aici se disputau meciuri importante, dar acum locul e plin de bălării, iar tribunele stau să cadă. Între timp, aici câțiva întreprinzători particulari au construit un mare complex de agrement, servisuri auto și depozite. Noroc cu locatari și cu băiatul ăsta, cu Laguna, că altfel e terminat tot. Terminat. Ăsta e privat aici, garajele, că l-a preluat, l-a cumpărat băiatul ăsta. Îl cheamă Mihai Nicolae, așa, în spate acolo unde am avut noi magazin de ăștia de garaj, cauciucuri, motoare și acolo în spate. Și a luat Andrieș, ăsta cu transportul cu italienii, ar fi 4-5 autocare acolo. Ce să mai spun? Și noi am cumpărat garaj, pentru că am și eu aici, că am asun acolo, prin cu acte în regulă, tot. Dar ce se întâmplă? Nu ne-a dat 10 metri de la garaj încoace. Și au venit să cumpere. Au fost directori, mai mulți șobolani ăștia care vrea să-și roadă. Și a zis, domnule, asta e Șandere și toată lumea, noi trebuie să ieșim din garaj, trebuie să ne dați o cale de acces. Că și el, săracul, de multe ori, ăsta, băiatul ăsta cu Laguna, nu vine, e vara așa mai ploioasă, mai așa, și nu vine. Nu, dacă nu vine, e faliment. Nu, n-are patină, n-are pișire din astea încălzite, nu are, e faliment. E sărbătine, vestul sărbatic e aici. Asta e. Apartamentele din aceste blocuri au fost cumpărate de proprietari, dar oamenii, fără posibilități materiale, nu le-au mai renovat. Scările blocurilor sunt dărăpânate, pe holuri nu este lumină, iar zugrăveala s-a dezlipit de pe pereți. E un loc jalnic, într-o margine de făgăraș. Noi plătim curentul, nu primim nicio factură, la apă la fel. Vara, zona este cât de cât animată pentru că oamenii vin în Laguna Albastră, dar văd aici, la capăt de drum, un peisaj dezolant. Foarte aproape de sumbra imagine, pe un teren din apropiere se află platforma franceză. Pe acolo șoseaua este asfaltată și circulă un autobuz, singurul din Făgăraș, care aduce muncitorii la lucru. Campanie de identificare a persoanelor care nu au contracte de salubritate. Salcoser vrea să afle câți făgărășeni se sustrag de la plată și asta în timp ce beneficiază de serviciile societății, adică depun gunoiul în pubele ce sunt ridicate de muncitorii unității. Cei prinși în regulă vor fi penalizați. Ei vor achita dublul taxei de salubritate. Pentru a scăpa de sancțiune, singura soluție este încheierea de urgență a contractului. Recensământul abonaților făgărășeni declanșat de Societatea de Salubritate Salco este în toi. Prin campania de verificare se dorește să se afle câți făgărășeni s-au sustras de la plata serviciilor de salubritate. Verificările au început deja, iar reprezentanții firmei se plâng că se lovesc de uși închise. Pentru locatarii care nu sunt acasă sau nu vor să răspundă apelul lansat de furnizorii de servicii, sunt lăsate înștiințări cu vedere la faptul că trebuie să se prezinte la sediul Salco Serv pentru a încheia un contract. E vorba de aplicarea legii 90, care modifică legea 101, în sensul că împreună cu primăria Făgăraș facem o inventariere a numărului, un recensământ a numărului de oameni, pentru că sunt foarte mulți, am constatat că sunt foarte mulți cetățeni care nu plătesc serviciul de salubritate. Conducerea societății susține că dacă totul decurge bine, acțiunea se încheie la sfârșitul acestei luni. Apoi se face un bilanț pentru a se vedea câți locuitori sunt cu contracte în regulă. În momentul de față, acțiunea este în plină desfășurare. Eu estimez că până la sfârșitul lunii februarie vom avea toate datele despre municipiul Făgăraș în ce privește populația și le vom confrunta cu cele care le avem noi, mai departe urmând ca diferența
care se constată că nu este față de numărul care îl apreciem noi că există, primăria va lua măsurile necesare prin aplicarea taxei pe care am intitulat-o taxa amendă pentru cei care nu au contracte de salubritate sau cei care nu s-au declarat ca număr corect de persoane. Așadar, făgărășenii care nu au contract de salubritate și aruncă în continuare gunoiul în pubelele dintre blocuri sunt sfătuiți să respecte decizia primăriei, aceea de a fi abonați ai Salcoserv cu acte în regulă. Cei care încalcă aceste prevederi plătesc dublu față de prețul inițial. Trei bărbați încercetați în stare de libertate de către polițiștii din Ucea pentru infracțiunea de furt calificat. I-au dat atacul într-o casă de vacanță din frumosul Cătun, Sumerna. Hoții au intrat în lipsa proprietarului și au cărat de zor bunuri pe care le-au încărcat într-o remorcă atașată unui tractor. Evaziune fiscală și furturi din locuințe și societăți comerciale este bilanțul polițiștilor din ultimele zile. Oamenii legii au comasat echipele de control pe întreg teritoriul județului în ample razii la evazioniști acuzați de spălare de bani. Zeci de polițiști din cadrul IPJ Brașov au desfășurat ieri 6 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. 40 de cadre de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic și Serviciul Acțiuni Speciale au descins la 4 adrese domiciliare și la sediile a 2 firme. Vizați au fost reprezentanții societăților comerciale care ar fi implicați în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. La finalul acțiunilor au fost puse în executare 4 mandate de aducere. Conform cercetărilor efectuate, în perioada septembrie 2010-octombrie 2012, cele 3 persoane menționate au comercializat către 2 societăți comerciale din spațiul comunitar 163 de autovehicule în valoare totală de 2.400.000 de euro, iar veniturile obținute nu au fost declarate la Administrația Finanțelor Publice Brașov. Prejudiciul cauzat astfel bugetului statului este de 3,3 milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe venit. Cele 3 persoane au fost reținute de colegii mei, iar azi vor fi prezentate parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive. În vederea recuperării prejudiciului, colegii mei și procurorul de caz au aplicat 39 de sechestre asiguratorii până la concurența întregii sume datorate bugetului de stat pentru 10 imobile, 21 terenuri, 4 autoturisme, 2 remorci auto și 2 motocicluri deținute de cele 3 persoane. La rândul lor, polițiștii făgărășeni s-au confruntat cu un șir de furturi comise în țara Făgărașului. 3 bărbați sunt anchetați pentru furt calificat în stare de libertate după ce au fost prinși în timp ce sustrăgeau bunuri dintr-o casă de vacanță din zona Sumerna. Indivizii au intrat în curtea casei cu un tractor cu remorcă și au început să încarce tot ce au găsit în cale. Spre ghinionul lor, polițiștii din Ucea i-au observat și i-au luat la întrebări, apoi l-au sunat pe proprietarul casei. Bunurile au fost predate părții vătămate. Cercetările sunt continuate de către polițiștii postului de poliție Ucea sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat cu persoane în stare de libertate. Totodată, un bărbat suspectat de 5 furturi și 2 tentative de furt a fost identificat de polițiști și a ajuns în arestul poliției. El ar fi comis infracțiunile începând cu sfârșitul lunii noiembrie 2014. Sprijin pentru elevii făgărășeni care vor să învețe, dar starea financiară a părinților este precară, astfel încât ei riscă să renunțe la carte. Fundația comunitară Țara Făgărașului a inițiat un proiect de luptă împotriva abandonului școlar. Concret, vrea să ofere burse copiilor cu medii bune, dar care nu pot fi susținuți de părinți, întrucât câștigul lor lunar este extrem de mic. Fundația comunitară Țara Făgărașului a dat startul unui nou proiect menit să prevină abandonul școlar. Copiii sunt provocați să se înscrie într-o competiție inedită, să aibă la școală medii de peste 8,50, iar venitul părinților să nu depășească 500 de lei de persoană. Cei care câștigă primesc o bursă de 2000 de lei pe an. În perioada următoare invităm alți tinerii și copiii cu rezultate bune la învățătură să intre pe site-ul fundației și să descarce aplicația pentru fondul de bursă. Al doilea proiect al fundației se lansează la sfârșitul săptămânii viitoare. Este un eveniment pentru fondul Youth Bank, unde se strâng bani pentru a finanța proiecte propuse de către elevi. Colegii noștri din Youth Bank au strâns deja fondurile necesare finanțării proiectelor colegilor lor.
Și vinerea viitoare o să invită toți liceanii din Făgăraș să scrie proiectă ca să poată fi finanțată. Un alt proiect poartă titlul Orașul în vitrină, iar cu ajutorul unei asociații din București, partenere, se încearcă revigorarea urbană. Nu este însă singurul programat pentru anul 2015. Urmează o nouă ediție a Bike-a-thon-ului, un nou cerc de donatori și multe altele. Lansăm un fond care se numește Orașul în vitrină, împreună cu Asociația Odaia Creativă din București. Este un fond destinat revigorării urbane și o să aflați mai multe detalii în probabil luna următoare. Și am început să lucrăm la proiectele deja clasice ale fundației, cercul de donatori, gala fundației care va fi în iunie și Bike-a-thon care va fi în prima săptămână după începerea școlii în septembrie. În Transilvania este un alt proiect la care ne gândim cum să contribuim anul acesta și să vedem cum ne lipim pe proiect și pe conceptul evenimentului. Conducerea fundației are agenda plină și pentru acest an. Se implică în proiecte variate pentru comunitate, alături de tinerii care reușesc să-și îndeplinească visurile și învață să lucreze în echipă. Acestea au fost principalele știri de astăzi. Domnilor și domnilor, pentru a ne găsi și pe internet, aveți la dispoziție site-ul impactfăgăraș.ro și pagina de Facebook Impact Făgăraș. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Nova TV, urmează emisiunea Plus și Minus, ce are ca temă de discuție câinii fără stăpân. Invitat în studio, medicul veterinar Denis Gheorghincă.